după alegerile din decembrie, în funcție de rezultate, vom face o evaluare a situației și probabil că vor avea loc alegeri la nivelul organizației județene Vrancea. Domnule Postolac, mai am și o întrebare. Vă rog. Cum ați colaborat în ultimii ani din perspectiva relației primar-deputat cu domnul Alin Tășculescu? Eu trebuie să recunosc că am colaborat bine. Nu am nimic ce reproșat din punct de vedere al sprijinului pe care mi l-a acordat, pentru că ați văzut, s-au dezvoltat anumite, au avut loc niște investiții la Țifești. M-a sprijinit. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu-i pot reproșa absolut nimic. Pun întrebarea asta mai mult ca o idee, în condițiile în care el va candida din nou, dacă sunt șanse să fie din nou deputat. Adică dacă a făcut ceva pentru colegiul în care a candidat... Știu unde vreți să o duceți, da. Lăsați-l să vină în Vrancea și să vedem ce opțiune are. Vă mulțumesc. Dar ca președinte al organizației, cum i-ați caracteriza activitatea domnului Tășculescu? Deocamdată abia am preluat frâiele. Dați-mi voie să intru și în documente. Urmează, deci, să faceți o evaluare. Cu siguranță. Care va dura? Nu știu. Câteva zile, probabil. Ținând cont de faptul că sunt și candidat pe Colegiul 2 Senat, activitatea mea va fi destul de greoaie în a găsi, știu, resursa din punct de vedere a timpului material, să vă pot spune că într-o zi trec în revistă cam tot ceea ce înseamnă documente din partid. Ați avut totuși un diferent cu Alin Tășculescu în iulie, când practic a existat senzația că v-ați separat, după care ați revenit la sentimente mai bune, după rezultatul alegerilor din 10 iunie. Ce v-a determinat să faceți acel pas înapoi totuși? Nu o nemulțumire vis-a-vis de cum a condus partidul Alin Tășculescu? Nu, nemulțumire privind rezultatele obținute de noi la locale. Nemulțumire privind faptul că unii primari consider că ar fi putut fi opriți din cursa asta mortală spre care au mers și de care s-au și convins, de fapt, imediat după alegerile locale, că n-au făcut alegerea cea mai bună, au considerat că vor merge la butoiul cu miere, la USL, și numai bine că acum s-a confirmat că lucrurile nu stau chiar așa. Acesta a fost motivul pentru care, deci, am avut diferențe de opinii. Și la acel moment știți foarte bine că am luat și o decizie, anume privind o activitate mai restrânsă a mea în cadrul biroului permanent județean. Dumneavoastră, mă rog, toți cei patru candidați, ați trecut prin filtrul Comisiei de Etică a Monicăi Macovei? Da, toți, da. Și ați fost ok din punct de vedere al... Dacă suntem prezenți aici, înseamnă că am fost ok. Și Alin Tășculescu a fost. Nu avea cum să știe nimeni de ceea ce anchetează un procuror. Doamna Monica Macovei a spus că... Dacă știe, dacă dumneavoastră a avut informații, întrebați-o pe dumneavoastră. Noi, în primul rând, vreau să mai transmit un mesaj vrâncenilor. Să fac o diferență. Așa cum a fost guvernarea PDL până acum 6 luni de zile, a ținut România la suprafață. Să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni de zile. Să vedem, ce nu s-a întâmplat în ultimele 6 luni de zile. Uitați-vă când au fost probleme, să spunem, cu inundațiile. Cum a reacționat guvernul? Cum a reacționat autoritățile? Cât de mult s-a implicat pe timpul guvernului PDL? Și cum a reacționat acum când a fost o altă calamitate, această secetă? Ce a făcut USL-ul? Ce a făcut Marian Opișan? Nimic. A lăsat să fie foamea ta după lume aici în Vrancea. Nu se poate. Deci n-au făcut nimic în cele 6 luni, 7 luni. Nimic. Nu se... Dacă mai există întrebări din partea dumneavoastră, dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență.